Merge înainte în privința reglementărilor jocurilor de noroc, nu am nicio problemă cu amenințările din industria păcănelilor. Joi vom dau ordonanța de urgență prin care toți operatorii să fie obligați să aibă sediu fiscal în România. Iar legea aflată în Parlament prin care scoatem toate păcănelele în afara localităților, mai intra într-un regim. Bă... <laughs> Pare că s-a pus asta pe ei și că luat-o un pic personal. Adică, vă dați mai ești prim ministrul României și te amenință ea. Un fel de, bă, mai dut, ia, ia stai mă așa. <laughs> bă, las-o, chiar în halul ăsta. Adoptare. A la... luat-o personal, un fel, da? E, ia stai mă așa atunci. Autoritățile statului vor face lumină cu privire la modul <laughs> în care acești intermediari vor să prezinte politicieni pentru a lua decizii. Bă, oare dacă bag eu, eu căcatul ăsta în telefon, hostii, se încarcă? Ia să -l. în trecut. Așa cum au făcut și în pandemie, atunci când mafia jocurilor de noroc a fost la masă guvernului, Ce? păcănelele erau deschise pe nu, tot teritoriul nu Nu te în timp ce așa. bisericile și spitalele Merge, bă, ia uite. Deci dacă bagi deschise. un cablu de ăsta, merge. Stop it. Get some Perfect. Adică e penibil să faci pe victima la TV când tu ești în poziția aia. Bă, da, dar în același timp ne arată nouă, ca să vorbeam și mai devreme, câtă de influența au ăștia cu păcănele dacă ajung să-l amenințe pe ăsta. Mă rog, nu personal, da? Așa, să-i pună bețe în roate. Zai seama. Așadar, domnilor, domnilor, în două zile... Ia, mă, premieră... ce, zice, ce, zice, Sorin Constantinescu? Poate, poate scoatem ceva de YouTube din ea. Ia. 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 Și că asta a urmat. Ia, ce a urmat. Păcănele în afara localităților va intra într-un regim de adoptare rapidă. Având în vedere considerentele menționate la punctul 2, guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative. Cu stimă, Marcel Ciolacu, prim-ministru. Foarte scurt, că e o întrebare la care numai domnul Ciolacu poate să răspundă. Deci dacă domnul lui spune că susține acest proiect, dar a dat un aviz negativ și spune în același timp că a fost șantajat, să înțeleg că șantajul a funcționat? Bună domnul întrebare! Bună întrebare, doamnă! doamnă, domnișoară, cum o cheamă, Diana Buzoianu. Legitimă întrebare. Adică dacă tu vii și spui, domne, mă șantajează, mă amenință pe uh, păcănelele, dar eu merg înainte și legea aia va intra într-un program de adoptare rapidă, după care dă aviz negativ tot el. Ce să înțelegem? aviz <fie> negativ, lui pe e hotărât la să meargă, îl vedem în declarație. Păi e hotărât declarație să e meargă unor. cu legea pe repede înainte. În viața de -a a a de și nu am... funcționează să am, 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 -am. văzut să facem distinția între vorbe și fapte. Bă, să sperăm că nu o să rămână așa, măcar atât. Ia, ce zice domnul Constantinescu? Domnul Marcel Ciolacu, sau cu alte cuvinte, de două ori, a invocat acest prenume Sublinierea e importantă. Prenumele Sorin. Și a făcut-o în momentul în care a vorbit despre jocuri de noroc, noroc. Atunci când a susținut că exista două persoane care, prin interpuși încearcă să împiedice guvernul să ia anumite măsuri. Un Sorin și una Odet. Iar domnul Sorin Constantinescu este fost consilier guvernamental în domeniul jocurilor de noroc. Reținem așadar că nu există, în cuvintele premierului Marcel Ciolacu, niciun nume de familie. Mulțumesc pentru prezența în jurnal, domnule Constantinescu. Bună ziua! Vă mulțumesc eu pentru invitație. Bună ziua! Din mașină! Bă, de ce vorbesc cu oamenii din mașină? N-am înțeles niciodată. V-ați văzut pe ăștia care apar pe internet de fiecare dată doar din mașină? Știu că ați apucat să faceți deja declarații până la această oră pentru mai multe media românești. Suntem curioși. Cum vedeți? Da, mă sună toată presa de, de când a declarat domnul Ciolac, cum mă sună toată presa din asta până seară, seara, toate televiziunile și toate ziarele. E poate de înțeles și noi suntem muncă, da, da. Cum vedeți în primul rând aceste două referiri la prenume? Uh, eu... Fiind cei mai vechi oameni din industrie, am reprezentat Asociația Cazionului din România până cu 80 ani de zile. Nu mai fac nici lobby ca să-l corectez pe colegul dumneavoastră care a spus mai devreme de mulți ani de zile, fac doar consultanță, majoritatea firmelor clienții mei sunt firme străine, sunt loterii naționale, loteria din Serbia, loteria din Ungaria, loteria din Republica Moldova cu care am un contract foarte bun și le-am dublat cifra de afaceri de un an de zile. Bă, filmele de consultanță în general, știți cum sunt? Filmele de consultanță în general sunt făcute fie de așa, fie de oameni cu foarte multe relații. Știți ce înseamnă consultanța? Consultanța înseamnă, bă, ce ai tu nevoie? Păi aș avea nevoie să intru pe piața asta. Pe păi am eu oameni, cunosc, te bag eu, nu-i problemă. Asta înseamnă consultanță. Adică te apelezi la unul care are relațiile necesare, tu vii cu banul logic și îl îți facilitează intrarea într-o piață sau reușita pe piața respectivă. Cam asta este. Cam asta fac firmele de consultanță. Și banii se duc cam pe unde trebuie, evident. Nu a fost niciodată cazul să încerc să intru prin interpuși la domnul Ciolacu, sau nu a fost niciodată cazul de șantaj. În momentul când premierul unei țări face acuzații așa de grave, ar trebui să și dovedească că spune adevărul, pentru că sunt acuzații foarte grave. Și în momentul când spui că deșantajează cineva, înseamnă că ai și dovada, un ceva scris, o discuție, o conversație, orice, absolut orice, orice. Toată treaba a pornit pentru că eu. Da, păi șantajul așa se face. Deci când șantajezi primul ministru al României, îi trimiți o scrisoare și zici eu, Sorin Constantinescu, CNP, domiciliat în, vreau să vă ameniți domnule Marcel Ciolacu, primul ministru României, că dacă treceți legea asta o să aveți probleme și o să vi se întâmple nasoale. Așa se întâmplă, nu? Ca să vii tu după aia să spui, pe păi ce, primul ministru în România a vorbit prostii, nu l-a nimeni. Nu i a transmis nimeni niciun mesaj, prin niciun interpus nimic, nu, nu. E nebun, s-a trezit vorbind, aiura. În ultimii ani de zile, după ce m-am lăsat de activitatea asta, nu mai sunt operator de jocuri de noroc, fac doar consultanță, văzând că e foarte proastă partea educațională în România și vorbim de droguri aici, vorbim de jocuri de Deci omul care a reprezentat practic, a fost imaginea jocurilor de noroc timp de zeci de ani, dintr-o dată și a dat seama că educația nu e cum trebuie în România. Deci, după ce a lăsat familii pe drumuri, după ce a adus oameni la sapă de lemn, după ce și-au vândut ea din casă tot ce au avut ca să joace la păcănele, după ce a ajuns milionar în euro, a zis, bă, cum e educația în România, bă, nu e ce trebuie. Hai că mă apuc eu să-i duc românul acum, după ce am luat milioane, zeci de milioane din păcănele. Mă apuc acum să fiu acest bun samaritan, acest uh, lup moralist, Eu Iosorin Constantinescu, care. Repet, am băgat pe gât românilor jocurile de noroc. Și când spun băgat pe gât, nu înseamnă că te ia de acasă, te duci de mână la jocurile de noroc să joci. Dar și el știe foarte bine cum funcționează industria asta, nu mai bine decât mine sau decât voi sau decât oricine altcineva. Pentru că a fost pionier, pionier în România în ceea ce înseamnă păcănelele și cazinourile. El știe foarte bine că nu e nevoie să te ia de mână să te aduc acolo. El știe cum funcționează lucrurile astea și știe că acolo vei ajunge. Inevitabil, o dată ce te-a prins în mrejele ei această industrie. Dar dintr-o dată spune, stai un pic, că eu acum fac educație. Nu, tu acum ar trebui, din punctul meu de vedere, să-ți vezi de treaba ta, domnule Constantinescu, de milioanele tale făcute pe nefericirea și pe distrugerea vieții unor oameni, să-ți vezi de treaba ta. Faptul că mai apar și la televizor și cu uh, ideea că tu educi, că faci tu educație, după ce stai pe milioane de euro luate din păcănele, mulțumesc, nu. Ne trebuie așa ceva. Sparge banii și vrei să ne scoți ochii acum? Ați văzut că acum ne scoate ochii că și-a cumpărat un uh, un Duster. Dar eu sunt un om simplu, doamne, pentru mine nu contează banii. Păi eu am și Lamborghini, dar am prefer să merg cu Dusterul că e mai util. Cine crezi mă că te crede? Cine crezi că prine, pune botul la vrăjala asta de 2 lei? Copiii de 15 ani poate sau cine? de noroc și mai departe. Am plecat prin licee, prin școli, prin, pe banii mei, pe timpul meu, ca să avertizez copiii de pericolul drogurilor și jocurilor de noroc. Am fost invitat la o... Repet, după ce zeci de ani a făcut milioane de euro. A zis, bă... Atenție copii, pericolul jocurilor de noroc. Eu știu că sunt milionar în euro la câți bani v-am luat. Deci vedeți că eu știu despre ce vorbesc. Atenție la pericolul jocului de noroc. Hai că eu mă duc după aia la conturile mele de milioane de euro și ne mai auzi mai târziu, da? V-am pupat. Păi dacă este un pericol, dă banii înapoi. Dacă este un pericol și este o mizerie, dă banii înapoi. Bă, zeci de ani am fost într-o eroare, acum când mi-am dat seama, poftiți tată, astea sunt conturile mele, luați banii înapoi, nu mai am nevoie de niciun leu. Că de pe niște milioane de euro e foarte ușor să vorbești. Du-te și spune-le lor ăla, care au rămas fără casă, fără mașină, fără nimic, în urma păcănelilor. Du-te și spune-le lor ăla, că nu sunt bune păcănelele, să nu mai jucați. Incredibil tupeu, bă. Incredibil cu tupeu. Conferin la o școală de vară aur, acum vreo săptămână, două, cu Dan Puric și cu roșescu și cu alții speakeri. Uh, am avut o întâlnire cu domnul George Simion, fără să deschidem absolut deloc uh, subiectul jocurilor de noroc, doar ca să mulțumească pentru uh, intervenția mea la școala de vară și de acolo probabil că cineva i-a șoptit domnului Ciolacu la ureche că face noi vreo conspirație cu nu știu ce, acum a i oricum să -mi... Cu cine putea să se întâlnească domnul Constantinescu dacă nu cu domnul George Simion? Cu cine altcineva? cineva. Doar, doar nu cu mine speriați că pierde pierd teren din cauza scandalor de corupție cu Vasluiu, cu Crevedia și așa mai departe și toate astea adunate la un loc a ieșit cu acuzații nefondate și mincinoase în spațiu public. Domnule Constantinescu, nu mai departe de acum câteva secunde, le mulțumesc și eu colegilor că m-au informat, premierul Ciolacu a fost întrebat. Cine este Sorin? Iată ce răspunde. Domnul Ciolacu a spus, este vorba despre Sorin Bontea de la șev la cuțite, care m-a amenințat că o să-mi gătească ceva foarte picant dacă nu retrag. Asta că și ea sunt sponsorizează de Superbet. Dacă nu retrag această uh, lege, îmi va pune în mâncare mai mult piper decât de obicei. Citez. Nu cred că e important. Ceea ce este important e că în ședința de joi voi veni cu reforma în jocurile de noroc. Și continuă domnul Ciolacu. Nicio companie care nu are sediu social în România nu va mai putea avea activitate pe teritoriul țării. Cu alte cuvinte, de acord, pentru că ea vin și scot banii și își duc în altă parte în niște paradisuri fiscale. Sunt de acord cu asta. Dar în același timp ar trebui și scoase din localitate. Legea aia pe care o citisem noi inițial, poate o pune Hansel aici, ce prevederi uh, presupunea? Era foarte bună din punctul meu de vedere. Era foarte bună. Nu mai e mult până joi. Joi e mâine. Acum când ne uităm noi pe YouTube, nu știu cum o să apară, dar joi e mâine. Deci, companiile care erau în Transnistria, dumneavoastră ați pronunțat Republica Moldova puțin mai devreme, companiile care erau în Transnistria, spune domnule, domnul premier, nu vor mai putea activa pe teritoriul românesc. Cum vă sună? Fost, nu există nicio companie din Transnistria care să activeze pe teritoriul românesc. Deci domnul Ciolacu încearcă din nou să distragă atenția opiniei publice de la chestii foarte grave care se întâmplă. A spus mai devreme în jurnal de amânarea. Uh, uh, legii cu reforma fiscală. Nu știu dacă știți dumneavoastră, poate vă dau eu în premieră informația asta la postul de noastră de televiziune. Doar de la Ministerul Justiției, pe avizul pe care l-au dat pe lege, au fost 70 de pagini de observații. Vă dați seama ce făcută cu picioarele și fără un fel de specialist sau oameni în macroeconomie, 70 de pagini de observații doar de la un singur minister pe legea reformei fiscale. Da, bă, e legea reformei fiscale, lasă-o dracu la pe aia. Că nu despre asta e vorba. Foarte bine, să o îmbunătățească, nu e, nu e subiectul discuției. Lasă legea reformei fiscale. Că nu ăsta e subiectul. Sau ești expert și în legea fiscală și în, tot. Vorbim despre păcănele. Și tu te-ai întâlnit cu George Simion, probabil te-ar tenta. Probabil. Te-ar tenta un loc pe listele aur. Te-aș vedea. Eu, eu l-aș vedea pe Sorin Constantinescu acolo. L-aș vedea. Să nu se înțeleagă că sunt uh, un mare fan PSD. Doamne ferește. Cei care mă știți aici de pe la, știți foarte bine. N-am votat niciodată PSD-ul și nici nu o să votez vreodată. Ca să știți cum stăm. Dar această lege, pe mine nu mă interesează, că e propusă de PSD, PPP, TTT, VVV. Legea asta, strictă asta legată de păcănele, este o lege bună, care eu cred că ar ajuta. Mai departe, dacă ea va izbuti să vadă lumina zilei, nu știu. Pentru că sunt interese, chiar aici chiar sunt interese foarte mari la mijloc. Când premierul României vine și spune domne, mă simt amenințat. Se fac presiune asupra mea de când am uh, băgat în fața legea asta. Eu cred că e totuși ceva interesant ca premierul unei țări să spună că se simte amenințat. Ne dăm seama acum cam câtă influență. Au aceste uh, cazinouri și câți bani se învârt. Dacă ajung totuși să pună bețe în roate și să pună presiune pe premierul României. Deci, vedem că e un joc mai important decât lasă domnul Constantinescu să se vadă. Acum, cine încearcă să mute atenția de la păcănele la legea justiției, la legea uh, finanțelor? Îl acuzați pe domnul Ciolacu că încearcă să facă asta, Da, faceți și dumneavoastră același lucru. De-aia legea aia, curtea constituțională, de-aia nu știu dacă va trece de vreun jurist sau de vreun finanțist. Sunt oameni incompetenți de care s-au înconjurat oameni puși politici și duc țara de, de râpă. Domnule Constantinescu, lumea poate nu știe, în momentul în care a fost concepută această variantă în Parlament, a legii care dorește a, da. să scoată în afara localităților ceea ce okay. popular numim păcănele, ați fost consultați? Okay. Nu a fost consultat de nimeni, și uh, acum în toate. Ați fost consultați cine? El? Eu nu înțeleg. El are o firmă de consultanță. El consultă pe alții. El nu e consultant. <laughs> el nu poate să fie consultat pentru că el este cel care consultă. Deci e clar că nu are cum. <laughs> ziarele astea care sunt plătite de PSD, a apărut un articol uh, cu mai multe întrebări puse specialiștilor în între ghilimele, pentru că ei n-au niciun fel de specialist. Legea asta nu va face decât să uh, uh, de dea drumul pieței negre, care și așa s-a dezvoltat după ultima modificare legislativă, evazia fiscală acum e undeva la 20-25 de milioane de euro din cauza că au mărit ultima dată taxele. Și în plus de asta. Uh, uh, Copiii care uh, au telefoane mobile o să joace pe... Sunt o grămadă, sunt sute de site-uri de, de uh, online la negru, fără niciun fel de licență. Oamenii primesc sms și copiii joacă acolo. Pentru că orice copil de 10 ani uh, uh, are un telefon mobil. Așa. Și asta nu se poate întâmpla acum? Acum, în momentul în care ne aflăm noi, pre -acestea, această lege, nu sunt site-uri uh, de păcănele care nu sunt legale și pe care pot fi accesate? Eu nu înțeleg. Ba da, sunt. Deocamdată se încearcă limitarea sălilor de jocuri. Că una e în online și alta este dusă să cumpere o pâine și să dai peste 10.000 de jocuri de săli. Ca aici intervine și aspectul uh, cumva social. Te vezi cu băieții, Caterin, că hai mă, băgăm și noi o, o, dăm și noi o gheară, băgăm 100-200 de lei. Și intri și tu acolo, a, da, ai ce mișto e, lumină, fetele le-am zâmbesc, mamă, col lumini colorate, Ha, hau, atmosferă frumos, mai beau și ceva, mai mănânc și ceva. Și a trecut ziua, că nu știi. E problema așa asta în online, dar e mai greu de rezolvat. Hai să le luăm așa pe rând, totuși. În plus de asta, cum a spus și colegul meu la început, bugetul de stat primește în fiecare an de la jocuri de noroc un miliard 600 de milioane de euro. Dacă va trece reforma asta fiscală care vor să facă ei, vor, vor aduce la buget 1 300, și vor pierde de la jocuri 1 miliard 600. Este o utopie aberați. discuția asta. Discuția asta conform căreia se pierd bani la bugetul de stat dacă scoatem păcănelele în afara, în afara orașelor pentru că se mai închid din săli. Și vă spun de ce este o, o, o utopie. Pentru că omul are niște bani. 100 de lei. Da? pe care îi joacă la păcănele. Nemai având unde să-i joace la păcănele, ăia 100 de lei îi folosește să vadă un film. Sau să își cumpere altceva. Pania nu se pierd. Pania în continuare vor fi cheltuiți. Dar nu vor mai fi cheltuiți pe păcănele. Înțelegeți, domnul Constantinescu? Este o falsă problemă. E o falsă problemă asta. Că pierde statul bani. Și chiar dacă s-ar întâmpla așa, chiar dacă statul ar pierde bani, ar pierde, ar accepta să piardă niște bani pentru ca oamenii respectiv să nu se mai ducă în cap. Să nu-și mai distrugă viețile. Sau să mai importanți banii? Pentru dumneavoastră știu foarte bine asta. E o întrebare retorică. Sau sunt mai importanți banii decât viețile oamenilor? și noi suntem într-un stat european și în lume să scoți jocurile în afara orașului. Ori le scoți de tot, de le desfințesc. o să fac o centură la 50 de metri de oraș și o să fie de jur împrejur jocuri de noroc. Vă dați seama ce... cine e norocire, îți dai seama? Nu! Nu! Va fi un loc unde vor fi și acolo știi foarte bine că dai... exact cum e Las Vegas. Acolo dai numai despre păcănele. Îți dai seama ce se va întâmpla? Va fi centura plină de păcănele, domnule! A, și acum când e centrul orașului, prinde păcănele, cum e? Oameni competenți avem, care fac legislația. Conexat, un alt, un alt subiect controversat pare a fi acesta al interzicerii reclamelor. În Moldova, unde fac eu consultanță la loteria din Moldova și le-am dublat cifra de afaceri într-un an de zile, au... există reclamele de tot prin Parlament acum vreun an și un pic și au explodat, sunt 20-30 de firme rusești la negru care își fac publicitate pe online și nu pot fi oprite pentru că sunt la negru și majoritatea banilor din jocuri de noroc în Republica Moldova se duc în Rusia prin firmele rusești de online. De ce ne spune domnul uh, Sorin Constantinescu este că lăsați domnule reclamele la păcănele că altfel își fac alții reclame la negru. Și se duc banii în Rusia, nu mai rămân în Moldova, în exemplu ăsta. Bă, voi vedea se mai despre ce vorbim? Ăla spune, bă, distrug viețile oamenilor și ăsta zice, da, tată, da, fac, facem statul bani. Așa spun, bă, e un drog. Sunt oameni care și viața, sunt oameni care ajung rău de tot. Da, bă, lasă, da, banii. Păi, și banii? Asta este argumentul. Ca să simplific eu, asta este argumentul. Că nici măcar ăsta nu stă în picioare. Da, hai să presupunem că stă în picioare. Păi și banii. Cu banii ce facem? Păi dai dracu de bani. Dacă banii înseamnă că moră ea. Și asta ce înseamnă? Deci asta. Eu. Asta înseamnă că pe online oricine poate să joace exact păcănele pe, pe care le joacă în sele de joc. Și asta nu se poate întâmpla și acum? Domnul Constantinescu ne spune că parcă asta acum nu se poate și după legea asta o să se poată. Nu se schimbe nimic. Și acum se poate să joci pe online, să joci și să ai acces la site-uri care nu sunt legale sau care sunt constituite ilegal. Și acum se poate, nu se schimbă nimic. Uh, filmele firmele rusești de online, văzând că Loteria Națională a Republicii Moldova nu mai poate să-și facă publicitate, uh, au făcut pe toate site-urile de shopping, de uh, site-uri, tot felul de, de site-uri de astea online, publicitate, că nu le poți interzice, e foarte greu de interzis și atunci oamenii își dau click acolo și intră și fac cont și joacă pe online fără să ajungă niciun ban la buget. Dar prin faptul că a fost în școli și s-a plimbat să zică copiilor că nu sunt bune aparatele, nu e tot un fel de reclamă, gen nu vă jucați, dar ele sunt acolo. Păi bineînțeles. Nu vă jucați, dar nici să nu le restricționăm. Este exact ca Decizia tâmpită de a controla, de a testa copiii antidrog în școală. Deci, practic, lupta ta cu drogurile este să-l pedepsești pe ăla, am mai spus asta, să-l pedepsești pe ăla care e victima consumului până la urmă. Adică, evident, consumatorul. Deci mai jos decât el nu e nimic. Doar dependența și moartea. Tu trebuie să faci să nu mai ajungă drogurile la ea, nu? Să destructurezi rețeaua, să pedepsești dealerii. Păi pe tu îi iei pe care se duce și fumează nu știu ce țigară sau ia prostile ale legale și le bagă în el. Tot pe la ei tu. Gata, așa lupți cu drogurile. Pedepsind ultima za din lanțul ăsta, care nu mai sub nu mai e nimic. Da, asta, asta luptă cu drogurile, da, așa da. Așa și cu păcănelele. Eu m-am dus și le-am spus la copii să nu joace. Ei când ies, văd păcănele peste tot. Stânga-dreapta, e full de păcănele. Dar ei le-am spus eu să nu joace de stat a Republicii Moldova. Așa este și la noi. Deja sunt o grămadă, sunt sute de site-uri. ONG-ul nu mai are președinte de un an de zile, pentru că sunt două grupuri politice. Postul de președinte a ONG-ului a fost dat UDMR-ului, când erau udmr mereu în coaliție și acum se bat PSD-ul cu pnl ul ca să-și pună om acolo și de un an de zile din bătaia asta lor politică, ONG-ul nu mai este condus de nimeni și de sunt toate situațiile astea dezastroase și de sunt legile astea făcute pe genunchi de tot felul de tântici de astea prin birouri care habar n de. Deci, jocuri de noroc. Nu o să aducă nimic. Cum a zis Orin Constantinescu, un podcast la Dorian, noi promovăm păcănelele doar cu scopul de distracție. Vina e a lor că nu sunt educați. Da, exact ca și cum ai promova ai, uh, uh, cocaina pe post de distracție. A, mă ia, și tu cocaină și trage, că nu e o problemă. Te distrezi. Nu pățești nimic, nu. A, nu e. E așa de distracție. Săptămâna viitoare mai e o dată. Săptămâna viitoare mai dar e, dar de distracție, doar așa. El știind foarte bine că păcănelele sunt concepute gândite special pentru a crea dependență. Pentru a te prinde și nu te mai lăsa. El știe foarte bine că odată ce ai intrat acolo, șansele să te prindă sunt extrem de mari. Dar el se spală pe mâini, spunând, păi eu ți-am zis, bă, doar distrează-te, nu... Nu așa. Niciun ban în plus la buget, doar o să crească piața neagră foarte, foarte mult și o să crească dependența minorilor. Sunt o grămadă de, de, de lucruri puse în legislație care sunt evident că sunt puse acolo doar aiurea ca să distragă atenția opiniei publice. Deci, vă dau un singur exemplu. Noi în, în 2015 când am făcut uh, uh, legislația... Bă, hai să fim sinceri. Domnul Constantinescu, să fim sinceri. Ei apărarea păcănelilor care produc un singur lucru. Bani. Bani pentru cine trebuie. Atât. În, în uh, contul acestor bani sunt vieți distruse și chiar pierdute. Deci ne certăm pe seama unui, unui lucru care produce bani pentru unii oameni și oamenii ei trag cu disperare ca lucrurile să continue nestingerit așa cum este acum. Indiferent care sunt consecințele. Până la urmă, asta e concluzia. Să fim sinceri. Am, am prevăzut acolo că fiecare operator de jocuri de noroc de pe teritoriul României trebuie să cotizeze cu o anumită sumă de bani pentru programele de adicție, dependență și așa mai departe. S-au adunat până acum aproape 8 milioane de euro, nu s-au atins de niciun leu, deci nu au nicio intenție ca să ajute oamenii să nu mai joace la jocuri sau ceva. Au angajat doar 10 oameni acolo pe. pe uh... Bine, acum să, să nu mă înțelegeți greșit. Nu e exclus ca toată treaba asta din partea politicului să fie la rândul ei concentrată pentru a șantaja păcăniștii să cotizeze mai bine că vine campania electorală. Nici asta nu e exclus. Adică să nu credem că politicienii sunt niște sfinți. Doamne ferește. Nu. Tot ce sper eu este ca această lege să iasă. Să nu fie doar așa modul politicienilor de a le arăta pisica păcăniștilor departamentul ăsta de a gestiona Eu Înțeleg. banii ăștia, își iau salarii, ăsta e singurul loc unde pleacă banii respectivi. Păi e Păresti posibil și asta, 8, 8, evident. Euro, un, e vorba de PSD, totuși. Știm ce oameni sunt socială, acolo, da? De prevenirea a dependenței, de prevenire a minorilor de a juca la jocuri. Eu merg de 2 ani de zile. Puteți să găsiți la mine pe pe, pe internet, prin, prin școli, prin licee, să le explic copilor pe banii mei și pe timpul meu de pericolul jocurilor de noroc. E, pe banii mei? Nu, 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 nu. Asta cu pe banii mei și pe timpul meu, lasă jos că măcă e vorba de lui. Nu. Nu. Lasă jos asta cu pe banii mei. Nu au făcut nimic, cu 8 milioane în buzunar, n-au făcut nimic, nimic fac eu pe banii mei și pe timpul meu. Deci, în, sigur că da. Jocuri. da. În concluzie, domnule Constantinescu, toți cei care ne-au urmărit și care v-au urmărit ar trebui să înțeleagă că există un soi de conflict între Sorin Constantinescu și premier. Sau e prea mult spus? Uh, nu. E, să aveți un dialog un... Da. La un moment dat? Da. Este, este exact ca și cum ai face Bravo. E exact ca și cum ai fi dealer de droguri și îți faci clinică de dezintoxicare. Și aici păi v-am pus eu, bă, proștilor, să băgați așa. Eu v-am dat așa ca să... na. Vă distrați un pic. V-am pus eu să băgați voi ca proști. Uite, eu nu cred că ar trebui interzisă cocaina. Eu ar trebui promovată. Ar trebui să fie magazine de cumpărat cocaină la fiecare pas, cum sunt păcănelele acum. Eu mă duc și le spun, bă, nu e bună cocaina, dar vedeți că e aici, dar e la nasul vostru, doar, da? E sub nasul vostru, vorba aia. De exemplu? Nu, nu intenționez pentru că nu avem subiect de discuție împreună. Eu n-am avut niciodată, nici nu l-am șantajat, nici nu am încercat să intru. Dacă vreau să intru, intram direct, nu căutam interpus sau ceva, pentru că zici da și eu pe scena asta politică, economică și nu mi era foarte greu să ajung la domnul Ciolacu dacă aveam ceva de spus, dar n-a fost cazul. Pentru că... <laughs> Da, da Eu v-am spus că nu numai că nu fac lobby pentru jocuri de noroc Dar eu merg pe școli și licee să previn copiii de pericolul jocului de noroc Deci exact Da După ce am de zile ai promovat jocurile de noroc Și o faci în continuare Dar faci lucrul ăsta Tocmai pentru a putea spune după aia la televizor Eu nu, păi, dar eu chiar mă duc și le spun să nu joace mă. El știe foarte bine că este irrelevant Dacă îi spui Unui om să, jo să nu joace N-are nicio importanță El trebuie să nu poată juca. Să fie cât mai greu pentru el să aibă acces la lucrul ăsta. Domnul Constantinescu știe foarte bine de lucrul ăsta. Mai bine decât oricine altcineva. Dar se face că uită. Vine fără salariu acasă, eu trebuie să-l țiu pe mâncare, să-i plătesc întreținere, eu să-i plătesc telefon. Și aș vrea să se termine cu jocurile de și a lucrat pe șantier, a lucrat ăsta, a luat bani frumoși și să ține a. numai de prostie. Eu nu mai pot să-l țin. Am zis că schimb el la ușă, schimb ăsta, să nu mai vină în casă, să doarmă în parc. N-are decât. Doamne! Și cum, cam cât ia pe luna așa? Acum ia în jur de 1800 și plus 600 de lei bonuri pe masă, care ar putea, de masă, care ar putea să se descurce. Cel puțin... Trebuie să, acum a venit întreținerea. Eu iau pensia 1125 de lei și eu îi plătesc din banii mei, am plătit acum 110 lei, rândul trecut mi-am împrumutat soțul 150 de lei să completăm la întreținere, eu îi plătesc... 11... Păi cine l-a pus doamnă să joace? Să joace de distracție, cum i-a spus domnul Constantinescu. Cine îl pune să joace așa? De distracție, 200-300 de lei, nu? 100 de lei, 50 de lei. unde joacă el bani? Unde, unde găsește? La păcănele. La păcănele. Și cam cât, câți bani credeți că dă pe lună la păcănele? de multor ori de pe toți, că vine acasă fără bani. E oful unei mame care își vede fiul mai rău de la o zi la alta. Sufocată de nevoi și de bătrânețe, biata femeie trebuie să mai ai Nu băși. ai idee câte mame sunt pe grupul de psihologi care cer ajutor că nu știu ce să fac cu copiilor și cu păcănelele și au plătit ele datoriile. dai Grija fiului care și-a pierdut familia. Și e o problemă serioasă, nu așa. În cauza jocurilor de noroc cumpără cu un leu 50 și dau câte 3 lei dacă am fise din alea, îi dau și de multe ori îi spun că nu am și dacă am fise din alea, îi dau bani să duce și cumpără pe, pe fisele alea câte două țigări ca să aibă să fumeze. Să nu joace. Vreți să aibă societatea grijă de orice prost? Ești prost? Salut, simplu. Dacă ești pe stradă și eu vin și îți dau o bucată direct în nas și după aia te la poliție și la zice pe ce vrei societatea să te scape? Nu mai fi prost! Du-te și fă kickboxing și dacă vine unul, îi dai tu înainte. Ce vrei? Societatea să te scape? Dacă ești prost, ești prost, simplu. Ești mai slab decât ăla, ți-a dat bucata direct. Ce este în inima dumneavoastră de mamă? Acum, la modul sincer, că aveți un băiat de 55 de ani ce să vă spun pe care îl întrețineți. Nu are 12 ani. Ce să vă spun că vine să și plâng? Am patru. Tatăi, la ai Pe ce treabă are bătaia unui om cu alegerea ta de a juca? Pe păi a fost alegerea ta să ieși din casă. De ce n-ai stat în casă? Și nu-ți mai dădeam bucată în nas. Ce legătură are? alegerea ta de a ieși din casă, exact în drumul meu. Tu ai ales să ieși din casă, fix în drumul meu când te vedeam eu. Te-am văzut și uite ce prost e ăsta. Și bam, și dau o bucată direct în nas. Și te fac caut. Cine te-a pus să ieși din casă? E alegerea ta să ieși din casă, fix în calea mea, unde treceam eu. Dacă ai fost prost. Uh, Și-a luat casa acolo. Am doi băieți, unul în America, unul în Italia. Ei nu poate să mă ajute. Mă ajută, adică și ei nu pot să spună, mă ajută cu ce poate. Dacă să-l țiu pentru el, a zis că nu, mamă, nu-ți dau niciun ban. Nu-ți trime niciun ban. Dacă le-ar scoate de tot, cred că ar fi și cea mai mare plăcere. Tu ales să-ți folosești banii ăia, dacă bag banii în jocuri pe telefon, e aceeași idee, să se interzică și alea. Cum adică, în jocuri pe telefon? Nu, no, alea nu dau dependență. Adică, alea nu dau dependență ca păcănelele. Ai băgat banii în jocuri pe telefon, te joci cum mă joc eu FIFA. Cum dau 400 de lei pe FIFA și mă joc un an de zile. Cea mai mare bucurie, că pe timpul ăsta nu a fost, nu zic că înainte nu juca pe timpul lui Ceaușescu, dacă o luăm așa, nu erau jocurile astea. Da, exact. Și de bine, de rău venea cu banii acasă, uite mamă, tată, uite aia atâta, a avut nevastă. Dacă el, când a fost cu nevasta, i-a și... lăsat soția în casă. Că și alea era... de dependență, e problema asta zi de lud, a, de lud boxes, da, alea ar trebui interzise. Lootbox-ii sunt jocuri, ar trebui interzise, cum sunt pachetele în FIFA. Ale n-ar trebui să existe, într-adevăr. Da. E bineînțeles că și ar trebui interzise. Lootbox-ii sunt jocuri, este o mizerie, tot un cazinou ăla. Tot pe același principiu se merge. N-ar trebui să fie, n-ar trebui să ca jocurile să poată avea chestia asta, microtransacții, de genul ăsta. La modul ăsta, gen, gen lootbox. Sau gen cum sunt pachetele la FIFA. Absolut. De acord cu tine aici. Dar nu poți să spui că e vinovat tot la care e victima. GSP și Libertatea informează, după ce am refuzat cererile unor manageri RINGIE de a arăta în avans articolele despre filmele de pariuri, care sunt clienți de publicitate, RINGIE a decis plecarea redactorului șef Cătălin Țepelin. Ne opunem. Uitați-vă la o dată fără păstă. Care a zis, duceți-vă bă, Într-un comunicat făcut public marți și citat de Hot News, peste 80 de jurnaliști de la GSP și Libertatea au reacționat astăzi după plecarea la cererea trustului Ringie a redactorului șef al Gazetei Sporturilor, Cătălin Țepelin. El își intitulează scrisoarea Redacția scrisoarea, Redacțiile Gazeta Sporturilor și libertate din România informează publicul. După ce am refuzat cererile în avans, Ringie a cerut luni 2 octombrie plecarea redactorului șef Cătălin Țepelin ne opune. Ca jurnalist am solicitat oficial conducerii grupului printr-un apel scris pe care l-am dus în 28 august la Zurich să se să se înceteze orice încercare de imixtiune a comerciantului în editorial. Răspunsul grupului Ringie la apelul de a nu mai presa editorialul a venit astăzi. În companie a cerut un dintre apelului de independență editorială să plece. Este chiar unul dintre inițiatorii principali. Mă e imposibil de citit pe, pe fondul ăsta. Cătălin Țepelin. Pe 31 iulie și pe 8 august, redactorului șef Gazeta Sportului i s-a solicitat de către doi dintre șefii din Sport Media să arate în avans articolele care privesc clienții de publicitate. Adică, bă, ăștia care ne dau nouă bani de publicitate, ia vede ce scrie despre ei. Păi sunt niște păcănele împuțite, mă. Ce contează? Bine, la fel, din punctul meu de vedere, dacă e să mergem până la capăt, domnii de la GSP ar fi trebuit să pună presiune pe ringie și să nu facă colaborări. Să nu ia publicitate de la firme de, de pariuri și de la păcănele. Adică, dacă e să mergem până la capăt, ar fi trebuit să se opună cu aceeași vehemență cu care s-au opus imixtiunii. Legitimă. Legitimă opunerea, nu imixtiune. Deci cu, cu, aceeași, cu același aplomb ar fi trebuit să se opună și Banilor care veneau până la urmă și la ei, din păcănele și din, din, publicitatea care se vindea în ziarul lor. Dar trecând peste asta, ăia de la RNG au zis, bine, atunci pleacă dacă nu-ți convine. Noi vrem să știm dinainte ce vreți să scrieți despre păcăniști. Că ne dau mulți bani și, în principiu, ar trebui să scrieți de bine, nu de rău. Ingerința comercialului în editorial este interzisă de legea românească de jurisprudență CEDO și de propriile reguli ale grupului de presă ringie prevăzute în codul de conduită și în editorial mission statement. Am înțeles. Un alt episod s-a întâmplat tot în trustul nostru în septembrie 2022 la Libertate. Atunci ziarul a relatat despre o companie imobiliară unde ocupa o poliție unde ocupa o poziție de conducere o persoană care este și în bordul ringie, Claudio Cisulo. Știi bancul cu Cisulo? Și ca și în cazul amintit de la GSP, Libertatea a refuzat să predea un articol cuiva din management, iar Cătălin Tolontan, coordonator editorial al Libertății și Gazetei Sporturilor, a scris despre subiectul presiunii asupra redacției pentru ca publicul să fie informat. După cele două momente succedate rapid în august 2023, redacțiile au constatat că aceste episoade s-au înmulțit. Un număr de șase responsabili din redacții, redactor șef și redactor șef adjunți, au solicitat o întâlnire cu managementul Ringier la Zurich. Ringier a acceptat o întâlnire, doar cu jurnaliștii Țepelin și Tolontan. Aceasta a avut loc pe 28 august în uh, Dufferstrasse, sediul Ringie de la Zurich. Cei doi ziariști au înaintat un apel oficial către bordurile Ringie, semnate 25 de responsabili editoriali, dar și de oameni din alte departamente ale redacțiilor Gazeta Sporturilor și Libertate. Întâlnirea a decurs deschis. Conducerea grupului a ascultat ce au avut de zis în numele colegilor lor, cei doi jurnaliști. Apelul din 28 august a enunțat faptele către management și a anunțat conducerea din GIE că publicul nu a fost încălezat pentru că redacțiile s-au opus. În concluzia sa, documentul a solicitat stoparea imediată a oricăror presiuni care pot leza independența redacțiilor și dreptul românilor la informare corectă. uite mă și pe o video. Și Nea o video. sunt oamenii care au semnat, Apelul celor 25 de lideri editoriali și non-editoriali din redacție din România ale companiei Media Ringie. Uite, ăsta a fost apelul. Pe scurt, cam asta a fost. Ei au zis, s a dus la acolo și au zis, bă, nu e normal să vă implicați, să cereți dinainte uh, articolele despre sponsori și noi ne opunem. Vă opuneți, da. E, atunci îl dăm afară pe ăla. Tare. Tare. Cam așa este cu presa în România. Eu când v-am spus că uh, printre puținele oportunități de a face presă fără presiuni este cum fac ea de la Recorder, nu m-ați crezut. Altfel, nu e acum. Pentru a avea fondurile necesare să ai așa ceva, trebuie să fii finanțat de un grup mare. Grupul ăla mare, la rândul lui, are nevoie de publicitate. Care nu vine întotdeauna de la cine ai vrea tu să vină. Deci, trist. Trist însă este o. Este un grup privat. Este un grup privat care își manageriază afacerile cum vrea. Dar trist. Trist. Ne arată, dacă mai era nevoie, câte presiuni sunt în, în zona asta și cum fac păcăniștii acum tot ce le stă în putință pentru a bloca această inițiativă. Concluzia, ca să nu ne mai întindem, este nu jucați la jocurile de noroc, nu aveți nicio șansă să câștigați, nu jucați nici măcar de distracție, pentru că este foarte ușor. Credeți că cineva se apucă de păcănele în ideea de eu mă duc și îmi vând casa și mașina și bag toți banii la păcănele? Nu, nimeni nu se apucă așa. Toată lumea e într-un anturaj, după cum vă ziceam. E într-un în anturaj cu niște prieteni, uite, bă, ai că uite, mă duc să joc și 100 de lei, te duci și tu cu ăla, vezi cum e acolo, îți place atmosfera, fete, nu știu ce. Pa și tu 100 de lei azi, 100 de lei mâine, 200 de lei, uite, mai câștigi, uite, nu știu ce. Și fără să-ți dai seama, ajungi să-ți bagi toți banii acolo. Ajungi să-ți bagi toți banii. Nu jucați nici de distracție. Dacă vreți să ascultați, dacă nu, faceți ce vreți. Bine, gata. Gata și cu youtube -ul. V-am pupat. Veniți pe Twitch. Aveți în descriere toate lingurile. V-am pupat.